Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un traficant de droguri din Cluj a fost prins pentru că nu își plătise facturile la curent. Al Capone. Da, băi, nu mi-am imaginat că electrica poate să fie atât de extinsă. Urmărește tot. Da, domnul cu pricina stătea în chirie, cu chirie într-o garsonieră, mă rog, din Huedin. Proprietarii făcuseră și contract cu el. Deci omul, proprietarul ăsta, pardon, chiriașul, corect, el a venit, a făcut contract sigur, avea niște... În aparență, un om... Da, avea acte false, dar nu contează, oamenii săraci, ei au vrut să fie corect și după câteva luni, compania de electricitate i-a anunțat că o să fie dați în judecată că nu plătesc facturile de curent. Și l-au sunat, mamă, nu ți-am zis să plătești facturile alea de le găsești în cutia poștală? Așa, dar numai că ăla n-a răspuns, panică, s-au dus peste el acolo, cioc-cioc, nimic, au spart ușa. Împreună cu administratorul s-au speriat înăuntru plin de pungi cu iarbă, umutusese gazonul, mizerie, instrumente de porționat, pastile diverse, au chemat poliția, a început o anchetă, chiriașul a fost arestat, în cele din urmă l-au prins, mă rog, e o poveste lungă, a urmat procesul, dar cum a explicat traficantul de poezie din garsonieră? Că a trebuit să explice judecătorului ce era cu iarba, cu pastilele, cu instrumentele, cu, adică ce era cu drogurile acolo și el a încercat, a spus că nevasta lui era însărcinată. Și atunci că doamna nu suporta fumul. Și atunci și închiriase și el un spațiu ca să fumeze liniștit. Civilizat. Da, să nu deranjeze pe doamna. Așa că judecătorii au dat 3 ani și 4 luni. Bă, dar mă gândesc dincolo de toată povestea asta care este total stupidă. Adică ești traficant de droguri. Se presupune că faci bani, tată. Plătește, frate, factura, e nebunit. Adică uită. Plătește administrația, fii low profile. Consumatorii uită. O problemă asta. Zici? Da. Bun. Dar de obicei un traficant cinstit, nu consumă. Un traficant corect. Am învățat în filme. Da. Păi da, dar el a închiriat spațiul ca să fumeze el, nu? Așa atunci probabil nu... Așa a zis. Era spațiu pentru... Ah. Da. L-a prins pe judecător pe picior, greșit că dacă era un judecător trecut prin viață, îi spunea, bă, tu ne minți. Da. Bă, dar în altă ordine de idei, eu mă gândesc, adică, bă, dacă nici traficanții de droguri în România nu mai pot să plătească facturile la curent. Asta e. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.